Stimați ascultători, vă spunem un bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii până la marginile lumii. Astăzi avem deosebita plăcere de a-l avea invitat pe domnul Costelu Pârnău. Bun găsit și vă mulțumim că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune. Mulțumesc pentru invitație! Datorită unui accident cumplit, dânsul, la o vârstă destul de fragedă, a rămas doar cu mâna dreaptă, celelalte membre fiindu-i retezate. În urma acestui accident într-un moment de până domnul Costel Pârnău l-a cunoscut pe Dumnezeu și de atunci slujește vestind Evanghelia până la marginile lumii. Dar pentru început am dori, domnule Costel Pârnău să dezvăluiți ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei cum și în ce condiții l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Nu l-am cunoscut pe Dumnezeu în condițiile cele mai plăcute, cele mai favorabile, cele mai pline de savoare, ci din potrivă, într-un moment greu și cu foarte multe lipsuri fizice, emoționale, afective aș putea spune, iar atunci când Dumnezeu mi s-a revelat într-un mod personal, abordarea lui a fost bruscă, m-a șocat, m-a uimit, pentru că eu am fost învățat că Dumnezeu ni se prezintă într-un susur blând. Ei, uite, în situația mea, aflându-mă pe un cărucior, fără mâna stângă și ambele picioare, brusc, M-a abordat. Dar cum spune în cartea lui Iov, Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Nu-i putem spune noi ce faci, cum spune psalmistul, dar îi mulțumesc că m-a abordat și în felul acesta. M-a găsit, m-a recuperat emoțional și mental, mi-a redat sănătatea, este lucru cel mai important. Din punct de vedere fizic am rămas tot fără mână și două picioare, dar din punct de vedere spiritual și al compensării pe care Dumnezeu ulterior mi le-a făcut prin a o întâlni pe actuala mea soție, o persoană validă cu mingi cu picioare, mi-a dat altfel mâna și picioarele. Împreună avem doi băieți pe David, care are împliniți 21 de ani, Alexandru de 14 ani și acum să răspund concret la întrebare. Aflându-mă în urma unui accident cumplit de tramvai, ce vârstă aveți? 17 ani. Am 27 de ani fără picioare și 17 ani cu picioare. Picea. Am vrut doar să mor când în tramvai, el a pornit brusc, mi-a prins mâna dreaptă între garnituri, am fost trântit pe caldarâm, picioarele mi-a lovit bordura și bordura mi-a ricoșat corpul sub roți. Eram chiar la ușa cabinei Vatmanului, acolo am vrut să mor, totul era vizibil. El m-a văzut că vin, dar dintr-o neatenție, mai având în cabina alte două persoane, destrăgându-i atenția, am ieșit din casă pe picioare, am închis ochii știind că am picioare, iar a doua zi, după 24 de ore, am deschis ochii pe patul în spital, fără picioare, o jumătate de trup. Mâna stângă, piciorul stâng și piciorul drept, tăiate aproape pe loc. De ce spuneam că Dumnezeu m-a găsit în niște condiții crunte? Pentru că familia m-a abandonat la casă de copii. Relația lor disfuncționale s-a agravat până au divorțat. Cei cinci copii au fost abandonați la casă de copii, după 6 am petrecut acolo, am ajuns în orașul Timișoara. Aici, în anii 86-87, fără flotant buletine, am stat mai mult pe străzi, prin case părăsite, ducându-mi existența de astăzi pe mâine. A venit Revoluția, am primit un apartament în zona unde s-a petrecut accidentul. După accident, după vreo 2 ani de zile de stat în cărucior, având alte intervenții chirurgicale, ajuns la capătul puterii fizice și psihice și spirituale, nu mai aveam putere să citesc din scriptura, am împins-o pe masă. Preferatele mele erau evangheliile, psalmii și proverbele. De ce totuși cita scriptura? Cineva vă insuflați acest lucru sau care a fost motivul? Deși eram tot mai singur și mai părăsit la propriu, cu fiecare intervenție, sau după fiecare intervenție chirurgicală, după ce mă întorceam acasă, prietenii și de cartier, să spun așa, și de biserică, s-au rărit. S-au rărit, pur și simplu. Și mă simțeam tot mai singur. Singurătatea mă mânca din interior. Eu aveam ceva noțiuni biblice. Umblam înainte de accident la biserică, frecventam, A, okay. pentru că sora bunicii mele era credincioasă și mai prindeam și eu câte vacanțe și mergeam la bunica și acolo am luat contact cu femeia aceasta lui Dumnezeu, cu Scriptura, ajuns în Timișoara. Am căutat acolo unde se adunau oamenii lui Dumnezeu. Aveam noțiune, nu eram chiar străini, numai că nu am apucat să încheia acel legământ. Iar ultimul gând cu care am închis ochii, ce am fost convins că eu mor, a fost că sunt nemântuit. Nimic nu mai conta. Nu sunt în legământ. Este sentimentul cel mai terifiant pentru orice ființă umană. Indiferent cine ești, cum ești, în ce poziție socială ești, dacă în aceste componente sociale nu ai și partea spirituală, legământul acela cu Dumnezeu, Dumnezeu te acceptă, te ia așa cum ești, dar primește-L pe Iisus, intră în legământ, mâine, păi mâine nu mai ești în funcție, nu mai poți să ai ceea ce ai avut, se poate întâmpla o tragedie, cu ce rămâi? Absolut. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți. Le-am trăit sentimentul, este terifiant. Da. Și exact cum spune Iona, mă înfășurase legăturile morții. le-am disperat. Și după vreo doi ani de chin, de suferință, de intervenții chirurgicale, am zis, nu mai pot rugăciunea mea nu mai are niciun efect prietenii îmi spuneau, m-am rugat pentru tine biserici și întregi se roagă pentru tine, da, dar eu nu văd niciun efect, nu mai pot aș vrea să mai deschid o pagină a Sfintei Scripturi, dar nu mai pot mi-e groază de ziua de mâine când se face noapte când trece ziua, când mă apucă zorele, timpul se oprește în loc pentru mine, zic, înnebunesc și pe fondul acestor vulnerabilități, ce va fi cu mine? Pe unde voi îmbătrâni? Voi mai avea familie? Vai, dar sunt atât de tânăr. 17 ani. Dacă aș fi avut vreo 40 de ani cu mamă, am, aș fi fost căsătorit, negociam eu așa cu mine însă, zic, poate mai acceptam. Gânduri sinistre mi-au invadat mintea. Nu vezi cum arăți? Cine crezi că o să te mai ia? Te gândești la familie, la copii. Tu nu vezi că nu poți să te duci măcar până la baie. Ai un zid distanță. Uite-te cum arăți. Mi-au venit în minte cuvintele și expresiile prietenilor, credincioși, care m-au acuzat și m-au criticat, că am păcate ascunse, că nu m-am predat la Domnul cu mingi cu picioare. Dar n-am avut timp și mă plângeam asemenea lui dar n-am făcut nimic, nu știu nimic, nici nu am apucat să ies cu cineva la un suc. În aceste condiții, pe fondul vulnerabilității emoționale, puneți capăt zilelor, ești un apod, nu un om fără picioare, nimănui nu-i mai trebuiești, te-ai chinuit doi ani, nu vezi că rugăciunile nu sunt ascultate. Foarte clar această voce era în mintea mea fiind undeva la 3 dimineața. Atunci m-am speriat, am tras căruciorul lângă pat, m-am trăit de pe pat pe cărucior, m-am dus la fereastra apartamentului, efectiv am deschis fereastra și am început să plâng și să strică de Dumnezeu, salvează-mă, îndură -te. Întoarceți fața spre mine Ascultă rugăciunea mea acum De aceea am deschis geamul într-un act copilăresc Am avut impresia că nu trece Dincolo de cele patru etaje Eu locuiam la parter Nu trece rugăciunea mea, aici sunt Dumnezeule Am auzit de minun. ce faci cu mine Și după rugăciune Printre lacrimi Și mi-era teamă, dacă Dumnezeu nu răspunde Eu ce fac cu acele gânduri Atunci vocea lui Dumnezeu a coborât în mintea mea Și a spus, Dorești să fac o minune Iartă iartă-te, iubește și iubește-te. M-am speriat, mi-am tras doar corpul înspre spătarul cărucior, am spus, nu pot, nici nu știu să fac lucrul acesta. Adică să-mi iert de la casa de copii, să-l iert pe acel vatman care a spus, să zic că mersi, că am lăsat mâna dreaptă, să facă niște lucruri oribile. Prin sora mea a transmis aceste mesaje, care nu a fost atent, mai avea două persoane în cabină. În declarația pe care a dat-o la poliție, scria văzând că vine minorul până costă la tramvai, odată nu m-a vizitat la spital sau acasă, măcar ca om, să-l iert, nu pot, nu pot și nu pot. e bine, dacă nu pot, eu nu pot să fac o minune. De ce vă spuneam, n-a fost întâlnirea, vai săracul, în sfârșit, da, te înțeleg, nu. Mi s-a părut, și pe, pe de-o parte mi se părea, doamne, dar atât de dur vii la mine, N-am avut copilărie, am fost și slugă pe la voi, am trăit la casă de copii cu obuzuri, cu bătăi, printre străini, singuri, de atâtea ori n-am mâncat. Și mă uitam, când îmi floresc copaci, dacă când fac niște merișoare să-mi stâmpăr foamea. Toate mi-au venit în minte cu putere și acum tu mă abordezi într-o manieră atât de dură. Acum îi dau slavă, dar atunci mi-a plăcut. Și în momentele acelea, ca să scurtez în tensiunea aceasta și verbal, că mă exprimeam cu voce tare, în acea cu geamul deschis. nu mă vecin... mai deci nu mă mai interesa cum au de vecinul și a doua zi, prieten, dar ce faci și aici, incantații și alt. Nu, eram un om disperat, eram pe marginea prăpăstiei, eram pe cu gânduri. Deci nu eu mi le-am adus, nu i-am da. cerut să nu dar erau sugerate. Da. așa face de exterior. Că nu absolut. mai poți, că nu mai reziști, vine și sugerează. Pe fundul vulnerabilității, multe uh, prostii se fac. Nu sau lucruri uh, nepotrivite. În Dumnezeu mi-a adresat ultima întrebare, tu crezi că acel conducător de tramvai a vrut să treacă cu tramvaiul peste tine? N-am mai avut timp să-mi pregătesc apărarea. Am fost obligat să spun nu. Mi-am plăștit umerii și am început să plâng și am zis, Doamne, nu. Cum să fac? Și am înțeles instantaneu. A iubi, a ierta, nu este un sentiment. Este o alegere. Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Ține de tine ca om. Aleg dacă aștept că acel sentiment să vină, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Și în momentul acela m-am iertat, m-am acceptat pentru că până atunci nu m-am acceptat. Nu m-am acceptat. Mi-am iertat părinții care au produs abandonul, mi-am iertat călăi de la casă de copii care ne maltratau și se urcau pe noi și făceau lucruri de nedescris. L-am iertat pe acel conducător de tramvai cu ochii în lacrimi bipați, curgeau lacrimile pe cărucioși și zice, Doamne Dumnezeule, să simt efectul și puterea iertării, cât de vindecător este pentru suflet, pentru minte, pentru trup. An de zile am crezut că ei merită să-i țin în captivitate și ei sunt vinovați, nu eu. Și atunci am simțit eliberarea. Așa m-a întâlnit Dumnezeu, așa l-am întâlnit, pentru că eu m-am dus, el m-a așteptat. Și toate acele rugăciuni înălțate au, uh, au fost ascultate după aceea, inima mea s-a deschis și la scurtă vreme s-a produs explozia minunilor lui Dumnezeu în viața mea și Dumnezeu a avut grijă. Nu mi-a dat -o pe actuala mea soție după ce eu am, eu am început să merg pe niște picioare moarte, pe niște proteze. La două, trei săptămâni, pentru un grup de prieteni uh, comuni, a venit și soția mea în vizită cu ei, a intrat în casă la mine și de atunci a intrat până acum. Eram pe cărucior, fără pămânești de o picioare. Cu ce să-L Ce să-I promit că o să fie bine? Pe ce bază? Dintr-o victimă, până la urmă, fiecare dintre noi avem justificările noastre la anumite situații prin care trecem. Dumnezeu v-a transformat într-un copil al său, într-un soț și, iată, într-un tată. Dar, dincolo de aceste lucruri minunate pe care, cu siguranță, Dumnezeu le-a transformat în viața dumneavoastră, ați mai înțeles ceva și anume că, deși sunteți în situația în care sunteți, împliniți porunca Mântuitorului de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Mă străduiesc. De ce? De ce faceți lucrul ăsta și de ce v-ați implicat în această slujire de a vesti Evanghelia? Minunată întrebare, mulțumesc pentru ea. Mi amintesc -am că imediat după accident, întors acasă, aveam nevoie de modele, aveam nevoie de repere. Eram în anii 93. Televiziuni, nu, reviste, fundații, asociații, articole. Nu găseam un om fără o mână, fără un picior. Era terifiant. Vreau să știu, vreau să văd. Acum, am auzit că ar fi, nu spunea cineva, un domn doctor, ce știu, am un prieten ar în picior, dar eu voiam să văd palpabil. Și știu cât de importantă este puterea Exemplului, modelul, după puterea Dumnezească, cea de-a doua putere care face minuni. am văzut, gata. De aceea n-am uitat niciodată de unde vin și cât de important. Nu, am văzut, cum spune și Scriptura, că n-ai știut, n-ai păcat. Acum că știi, nu te mai poți scuza. Asta îmbinată cu porunca lui Dumnezeu, cu dragostea față de oameni, cu mila față de ei și nu pot să stau, nu mai pot să stau liniștit, nepăsător, față de o mântuire atât de mare, când ultimul eveniment glorios din istoria omenirii stă înaintea noastră, celelalte evenimente din Scriptură s-au cam împlinit, piatra care stă să se desprinde spune împărat este împărăția lui Dumnezeu celelalte împărății s-au succedat și noi stăm cu această făgăduință care ar trebui să ne umple inimile viața de speranță și de putere de 1846 de ori relatată în Sfânta Scriptură mă duc să vă pregătesc un loc păi doamne n-ai murit, da, ai înviat, da ai făcut minunat, dar nu-i gata păi cum nu-i gata, nu e gata vreau să fiți acolo, acolo este în rai în Eden, locul plăsmuirii repet, de 1846 de ori, speranța revenirii întoarcerii. Și noi stăm, stăm și nu mai bucurăm. Cum să stai? Ce vei zice în ziua judecății, la bara judecății lui Dumnezeu? Că n-am avut ce? Doamne știu, eu n-am avut copilărie, n-am avut adolescență, n-am avut o mână și două picioare, că din tinerețe mi le-ai retezat. <gântu -i> și Dumnezeu îmi spune, măi, tu și vei și leneș. Dar ți-am lăsat un creier sănătos, ți-am dat pe soția ta, și pe copiii tăi. Ți-am făcut cadou. te, te ai ținut cu atâta bucurie pe o jumătate de mână. Ți-am dat două picioare moarte. Te am pus viață în ele, adică mă refer la protezi, la aceste picioare laminate, de fibre de sticlă laminată cu carbon. Și te-am trimis în linia întâi. Te-am echipat cu tot ceea ce ai avut nevoie. Cum să mai putem sta așa, legeri? Și ia că odată strâmbița va suna, te vei scula să-ți i candida, dar stai că n-am ulei și până faci mișcările astea. Când va veni fiul omului, facă și credință drag, și dragostea celor mai mulți. Și odată se ce dispare dragostea dintr-o societate, din inima unui da. om, cum va fi relația lui cu partenerul de viață, cu copiii lui? Când dispare dragostea dintr-o societate, se întâmplă masacre, mărceluri. Când dispare mila, când dispare iubirea și mila. Niște caracteristici care îmbracă ființa umană în Dumnezeire și îl oprește de la asemenea atrocități. Toți cei care au ordonat și au comis, dar înainte au scris și apoi au poi fost alții care au pus în aplicare, n-au avut milă și nu au avut dragoste. Dumneavoastră sunteți implicați și într-o organizație care se ocupă cu această vestire a Evangheliei, dacă ne puteți da mai multe detalii și cum puneți în practică? Sub toate formele și în toate modurile se poate vesti Evanghelia. Prin cuvânt, se poate predica prin dragoste, prin amabilitate, prin a da întâietate celuilalt, prin a lua un bagaj al urca sau duce bătrân, cei bătrânici care se străduiește să ajungă la etajul 2, aduce un pahar cu apă, a merge la pentenciar, apropo, în urmă cu mai bine de 10 ani am slujit prin serviciul umanitar al pentenciarilor cu o anumită confesiune, cum îmi place mie să spun, am fost în pușcărie, da, da, cât un an și 9 luni, de două ori pe săptămână intram, acolo cu orgă în spate, de două octave, pe jos cu protezele și făceam acea misiune. Și aș pe surprinderea mea plăcută odată, locuiesc în Timișoara, m-a abordat un tânăr, să mă mai cunoaște, zic, parcă da, parcă nu. M-a luat în și mi-a spus, ați fost de atâtea ori la club, la pușcării la noi și ne-ați vorbit de experiența vieții, nu ne-ați predicat așa în stil dogmatic. M-am bucurat. Și nu, zice, mă mai întorc, nu, nu se mai pune problema. Am simțit o bucurie în suflet tot pașii mei făcuți pe timp de ploaie, pe timp de iarnă, cu teama să nu, nu, nu alunec, n-au fost în zadar. Dumnezeu mi-a arătat. Ai văzut? Dar după ani de zile. Revenind, da, Evanghelia se poate... Astăzi suntem în București, împreună cu președintele asociației, nu e singur niciodată, Ovidiu Miliam, Nu pentru noi. Că noi, har Domnului, am reușit cumva să trecem dincolo de, 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 de dezabilitatea noastră. Dar pentru ceilalți, la nivel național, am ajuns Puțin la vârfuri, ca să spun așa, la factorii de decizie, să modifice ceva în legislație a persoanelor cu dizabilități ca să-i motivăm să poată ieși din casă la lucru, să poată avea un pic de demnitate, să li se poată crește stima de sine prin ceea ce urmează să facă, respectul și iubirea de sine. Și exemplele ar putea continua cum poți să vestești Evanghelia. Îmi vine în minte un, un caz foarte interesant. Numai cu vreo 10 ani am făcut un tratament cu interferon și la fiecare trei luni trebuia să fiu internat. Așa era procedura. Am văzut un medic, prin atitudinea lui, cum se raporta la celălalt într-o manieră exemplară. Și atunci am spus, omul acesta trebuie să fie pocăit. N-are cum, zi, n-are cum. Și am să-l abordez. Mi-am făcut curaj și l-am întrebat, cum întrebăm, e, e, sunteți credincios? Da, zice, cred în -mi Dumnezeu. <coughs> Mi-am dat seama că nu. Faceți parte dintr-o grupare neoprotestantă? A, nu, zice, sunt... Dar de ce mă întrebați? Bine, eu -am, am fost surprins, ușor dezamăgit, dar i-am apreciat atitudinea. Deci, iată cum poți să vestești Evanghelia. Repet, răbdare, amabilitate, un am cuvânt de dragoste. Cum să nu poftiți? Da, vă rog. Mă refer, ce, bă, mă, eu nu am darul vorbirii, eu nu pot să, dar Revenind la întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu, am dorit să ne spuneți dacă familia, cei din familie, v-ați întâlnit cu ei, frații dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu... Când au aflat că v-ați întors la Domnul? Ne-am mai adunat noi răsfirați, fiind și împrășteați prin zone diferite, dar ceea ce este trist a fost și este că ceea ce nu s-a putut dezvolta odată cu creșterea noastră la un loc a rămas așa o amputare emoțională, afectivă. Avem un oarecare respect, ne înțelegem, dar să mai simțim iubirea și dragostea și înțelegerea aceea de... Parcă facem totul așa, fără niciun fel de emoție. E o durere tristă interioară. De aceea aș face un apel către părinți să rase toate lucrurile nesemnificative deoparte și să se concentreze asupra copilor, să-i să fie uniți, să se iubească să pună accent și preț. Este lucru cel mai important cu care ei o să rămână. Să-i fie drag fratelui să-l sune pe fratele lui, să-i fie drag să-i facă o vizită sau unor să-i fie chiar doar, mă, câteva zile. De multe ori când mergeam la ziua cuiva, când vedeam cum se luau frații în brațe și se îmbrățișează și se pupă și se dea cadou și noi se îmbrățișăm, mă uitam ce înseamnă. Nu puteam trăi la nivel subiectiv emoțional, Când nu am fost obișnuiți. da duc cadou surorile mele, fratele meu, lasă acolo și atât. Zit Doamne, cum e mâna mea amputată, așa este și partea interioară, până când? Eu și sora mea mai mare cumva am reușit, ceilalți au clacat, nu au putut suporta ororile, abuzurile din familie și de la casa de copii. Pur și simplu. Sora mea, cea, după mine, a trecut prin diferite stări mentale, psihoză, discordantă, până a ajuns la schizofrenie, cu certificat, cu internări. Iar celălalt frate, dacă nu s-ar bizui, nu s-ar sprijini pe partenerul de relație, nu. Au devenit dependenți de ceva, de cineva. Nu pot funcționa singuri ca indivizi. Aici se ajunge când rupi, când desparți, când lucrurile încă sunt, se încheagă și nu se, nu se sedimentează. După aceea se pot funcționa aproape în orice condiții. S-a distrus. Și cum Dumnezeu mai lucrează cu ce mai este și cum mai este. Dumnezeu să lucreze, El este atotputernic puternic și poate schimba Amin. orice inimă de aceea Slavă și ne gloria lui. De aceea uneori, dincolo de poate lipsa mea de speranță pe această zonă, îmi pun încrederea în Dumnezeu că el, el poate să facă ceea ce eu nu mai pot și nici nu mai știu ce să fac. El este singurul care poate de altfel. El poate să schimbe o inimă de piatră într-o inimă de carne. Iată dumneavoastră ajuns într-o situație pe care mulți dintre noi nici nu ne putem imagina de azi pe mâine să rămâi fără cele două membre inferioare și fără un membru superior. Apoi într-o luptă cumplită de un zbucium, o zbatere în care aveați aceste gânduri suicidare, ați strigat către Dumnezeu când erați probabil într-o groapă cea mai adâncă, iar Dumnezeu personal v-a răspuns. Mai jos de atât am simțit că nu pot cobori. Nu se poate, a Fost da. maxim. Dar Dumnezeu este minunat. El poate oricând, oricum și cu orice. O declar, declar aici și dau slavă lui Dumnezeu pentru că El a fost Cel care m-a găsit. Acum îi mulțumesc a ales maniera aceasta și nu așa cum mi-aș fi dorit eu. Vindecarea a venit, binecuvântările au venit și miracolul s-a produs în viața mea. Până atunci nimic, nimic, nimic nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că noi suntem ființe în afară de acest trup pe care Dumnezeu ni l-a dat, unii mai compleți, alții mai incompleți, dar fiecare dintre noi avem multe Important, important este să nu privim atât de mult la uite cum arată. Exact, ci ce funcție are corpul, Absolut. ce pot să mai fac cu Absolut. el. Iar transformarea adevărată și cu adevărat este atunci când e din interior. Noi nu suntem doar ființe, noi avem un duh, avem un suflet care se va întoarce la Dumnezeu mai devreme sau mai târziu. Frumos, frumos, minunat formulat, da, din interior, pentru că o floare, după cum bine știm, ea cum se deschide? Din interior spre exterior. Exact. Dacă vei forța să tragi, de, spre exemplu, de un bujor de trandafir să îl deschizi, îl vei dezintegra, se va rupe. Lasă-l din interior să se deschide, ca să te bucuri de frumusețea și de farmecul lui la maturitate. Și în cele din urmă dragostea este cea care va rămâne peste toate. Și în veșnicie. O veșnicie, exact. Domnule Costel, pentru porneu... că salvarea omului a fost, este prin dragoste și pentru dragoste. Absolut. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem acest... Dragostea lui Dumnezeu manifestată prin fiul său la cruce și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare atâta timp cât avem acești ochi deschiși și fizici, dar în primul rând cei interiori să ne împăcăm cu el. Domnule, costel pârnău. Din păcate, timpul alocat acestei ediții emisiunii până la marginile lumii s-a scurs. Noi vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră și de asemenea vă mulțumim pentru deschiderea pe care ați avut-o de a împărtăși ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei experiențele prin care ați trecut Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin, cu drag și cu bucurie, oricând. Mulțumim frumos, stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim multă sănătate. Dumnezeu să ne ajute să ne reauzim cu bine la o viitoare ediție a emisiunii până la marginile lumii. Până atunci vă dorim toate cele bune.